Majestatea voastră, Alteța voastră regală, Excelențele voastre, doamnelor și domnilor, bună seara! Bine ați venit la gala Europa Fest! Sunt Delia Pufu și am plăcerea să fiu gazda dumneavoastră. Ne bucurăm să fim împreună la sala Auditorium a Palatului Regal, cu atât mai mult cu cât în 2021 sărbătorim 16 ani de când Europa Fest se desfășoară sub înaltul patronaj al Majestății sale Margareta și al Alteței sale regale, Principele Radu. Formula tradițională a festivalului include 4 genuri muzicale, dar anul acesta accentul a fost pus pe jazz, care înseamnă libertate, spontaneitate și energie. Sub sloganul Return to Life Music, No Limits, Just Hope, cele 9 zile de Europa Fest au inclus numeroase evenimente, precum Jazz at the Palace, Summertime Jazz și multe altele, iar în această seară, Gala Europa Fest. Așadar, momente inedite și diversitate cu muzicieni din 20 de țări. În continuare, doresc să vi prezint pe cei care au făcut posibilă realizarea acestui eveniment. Așadar, organizatori, GM Events, coorganizatori, Ministerul Culturii, Muzeul Național de Art al României, Jones și Dino Lipati, ESTA, European String Teachers Association România, parteneri, Hotel Cismigiu, Sixt, Săvescu și Asociații, Francis Gheorghe, Pixeloți, Zale, Erex Atelier, parteneri media, TVR, Gold FM, evenimentul zilei Capital. Mulțumiri speciale, Hotel Mercure Bucharest City Center, afiș, poezia, Weizmann, Ariana and Partners. Și pentru aranjamentele florale din această seară, mulțumim cu ofloare.ro. Gala Europa Fest este un eveniment complex, care unește evoluții ale celor mai bune trupe din cadrul festivalului, un moment de jam session, iar la final vom afla laureații ediției 2021. De-a lungul festivalului ați putut urmări noile tendințe mondiale și proiecte îndrăznețe ale marilor centre de jazz din întreaga lume, care au transformat Bucureștiul în capitala jazzului mondial. În finală vor evolua 4 trupe. Prima care va urca pe scenă este Intermodulation din Austria. Veți asculta un dialog captivant între chitară și pian, un binar de sensibilitate, emoție și optimism. Să-i primim cu aplauze! Thank you.
For coming out tonight and listening to our performance. We are Intermodulation from Vienna, Austria. The first song we played was an original of mine entitled Ek 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 Cut Paste. And the second song was a composition by Oscar Peterson, who we both admire very much. And it was called Cakewalk. I want to introduce to you my colleague on piano, Max Chida. And myself on guitar, my name is Tobias Faulhammer. We're going to play two more songs. The next one was written by Max and is called Old Plash, and it's a ballad, and enjoy. Thank you.
Thank you. Thank you so much. There is one more tune that we're going to play for you, and it is from our hometown of Vienna. It was written by Joe Zawinul, who is from Vienna, and it's entitled Birdland. Have fun and have a great night with all the other great bands. Thanks again for coming out. Thank you.